Dacă ai contracturi în zona cervicală sau în zona umerilor, îți recomand să faci următoarele exerciții. Împletește degetele de la mâini, așează-le în spatele capului, nu în zona gâtului, ci în zona capului, sus, pe craniu. Stai cu spatele drept. Poți să stai pe un scaun, nu-i nevoie să stai ca mine jos. Și acum, inspiră adânc, alungește coloana, lasă bărbia în piept și apoi lasă umerii moi, lasă coatele să cadă pe lângă urechi. Nu presa, deci nu presa, lasă doar greutatea brațelor să destindă, să detensioneze zona cervicală. Poți să stai aici aproximativ 30 de secunde, nu mai mult de un minut. Ce mai poți să faci pentru detensionarea musculară? Dacă este pe partea laterală a gâtului, întinde un braț în lateral, ar trebui să mă dau mai în spate, deci întinde un braț în lateral, du umărul cât mai jos, palma opusă o așez pe tâmplă și în timp ce împingi cu palma, palma fiind activă și flexată, da? Deci în acest fel e ca și când ai împinge într-un perete, noi nu atingem podeaua, lăsăm capul să se ducă în direcția opusă, umărul se duce cât mai jos. O să fie senzație neplăcută, rău, rău, rău de tot în degete și în palmă de-a lungul antebrațului, dar crede-mă că face toată treaba. Respiră câteva, de câteva ore aici și apoi eliberează.